place. Și pentru asta vă mulțumim tuturor celor care sunteți aici, pentru că în felul noastră ați lansat sau veți lansa sau veți gusta și degusta, cum am spus, cultura. Iată că încă o seară culturală se întâmplă într-unul din cele 7 centre pe care domnul primar Nicolae Oțanu l-a ridicat pentru sprijinul și culturii și pentru oamenii care sunt doritori de cultură, atât creatori cât și cei care iubesc cultura și citesc foarte mult din ceea ce dumneavoastră creați. Este un privilegiu pentru cei care au auzit de acest centru și care vin aici la noi în centru, ne bucură deopotrivă și pe noi și pe dumneavoastră, sper. Așa că, încă o dată, vă mulțumim că veniți în centrul nostru. Iată că încă o sesiune avem în această seară, a 11-a deja, de întâlnire a poeților de pretutindeni, activitate culturală pe care doamna Elena Armenescu o coordonează și de care se ocupă. Și în această seară avem, de fapt, un dublu eveniment cultural. Vom asculta multe poezii din creațiile poeților contemporani și pe deasupra doamna Elena Armenescu lansează Insomnia căutării. Deci tot caută, îi creează insomnii și pentru că tot are insomnii, creează. Și creează foarte bine. În primul rând, să-ți spunem, să amintim poeții contemporani care vor recita în această seară din creații proprii. Este vorba de, n-am să mai spun domnul, doamna, doar e număr, cred că nu este nicio supărare, nu-i așa? Victoria Milescu, Paula Romanescu, Petru Solonaru, Elena Armenescu, Rodica Elena Lupu, Dinu Grigorescu, Julieta Strâmbeanu, Cristian Neagu, Gio Călugăru, Ioana Stuparu, Dan Bodea, Florin Grigoriu, Puiu Răducan, Monica Mureșan, Emilia Dănescu, Victorița Duțu, dacă nu au venit, mai sunt câțiva care probabil că sunt pe drum, nu-i așa? Îi așteptăm și pentru că vom lansa acea minunată carte a doamnei Elena Armenescu, despre care vor vorbi domnul Lucian Groia, aici prezent, domnul George Roca, la fel, lângă domnia sa, doamna Flavia Necșoiu, aici, domnul Gio Călugăru, actrița Ioana Calotă, bine? Da, bine. Da. Bun, avem și un moment muzical oferit de doamna Felicia Popescu la chitară, da? Și voce. Și domnul Nicu Șandru la flaut, care probabil între cele două, da, când vor sosi, vor și presta. Invitat special, înțeleg că avem pe doamna Victoria Marinescu, a sosit? Nu, n-a sosit. Da, redactor șef la studio de filme al Radio Televiziunii, realizator și producător de filme, seriale, de lungmetraj și scurtmetraj. O să mai punem acolo, o să facem niște scaune. Când sosește, ne spuneți și noi ne pregătim. Am să fac și o scurtă prezentare de autor, după care dăm drumul să curgă, da? Da. Cele două momente. Cum obișnuim de fiecare dată, atunci când avem o lansare de autor, deși doamna Elena Armenescu a lansat mai multe volume la noi și sunt autorii asemenea domniei sale, este bine ca de fiecare dată, cred că nu deranjează pe nimeni, ba din contră ne mai împrospătăm
eu știu, cunoștințele referitoare la ceea ce a lansat până acum autorul respectiv. Și cred că se merită pentru că doamna Elena Ardenescu, care este și membra a Uniunii Scriitorilor din România încă din anul 1998, a debutat în 1989 revista Luceafărul cu poemul Confluențe, a creat foarte multe volume de poezii, peste 14 lucrări în colaborare în diferite antologii, are peste 8, cred că foarte multe, acum cu ce ori să mai fie ajunge deja la 10 și peste și tot mai așteptăm. De asemenea are publicații în biblioteca online, Mărturisirea de credință literară, volumul 2, Cuvinte pentru urmași, modele și exemple, volumul 2, Compendiu de literatură pentru elevi, deci a abordat toate categoriile, să spunem, sociale, așa, și de vârstă. Are de asemenea colaborări multe în presa literară, la revistele Luceafărul, Poezis, Contrapunct, Viața Românească, Sfârșit de Mileniu, Actual Mileniu, Convorbiri Literare, Contact Internațional, de asemenea la radio, emisiunea Poezie Românească, la televiziune, pe teme literare și medicale, evident, pentru că domnia sa este și medic. Da, trebuie să spunem că a terminat Institutul de Medicină din Timișoara, tocmai din Timișoara, așa. Devine medic practician, obține mai multe specializări în domeniile cardiologie, pediatrie, boli de nutriție, acupunctură, ozonoterapie. Deci, cu alte cuvinte, doamna Elena Ardenescu studiază nu numai pe tărâmul literar, unde citește foarte, foarte multe lucrări și lui poezii și proză și așa mai departe, dar studiază foarte mult și în domeniul în care s-a consacrat al medicinei, pentru că nu poți să faci acupunctură și ozonoterapie dacă nu ești la zi cu tehnicile medicale de ultimă generație. De asemenea, are și colaborări online, să iei de la una la alta, trebuia să fac adăugire, că este la publicațiile Intermundus, Media Online, Epoca, Eco, Monitorul Cultural, Dacologia, Cetatea lui Bucur, Oglinda Literară, Romanian VIP, Australia, Curent Internațional, Curentul Internațional, Canada, Confluențe Românești, la Bruxelles, în Statele Unite, Phoenix Mission. Participă la concursul de poezie de la Lugo, Italia, organizat sub egida Universității din Bologna și primește un atestat de merit în 2006. Are de asemenea și multe funcții și responsabilități pe plan social, membră fondatoare a Fundației Mirabilis pentru Medicina Alternativă Transdisciplinară, e un ONG, și evident președinta acestui ONG. Secretar cu statut consultativ UNF a femeilor din România. Așa, mai are încă vicepreședinta Academiei Daco Române, da, membra Asociației Medici. Președinte domnul Geostroi. Da, și care își desfășoară sesiunile aici. Membra Asociației Medicilor Scriitori și Publiciști din România, are și titlul onorific, distinsă cu diplomă și cruce de în grade ofițer pentru servicii aduse cauzei progresului, acordată delegatul Belgiei la Bruxelles în 2006. Deci o activitate foarte, foarte prodigioasă și pentru asta îi dorim în continuare succes, felicitări. Și am să las în continuare să moderați dumneavoastră eventual, pentru că sunteți coordonatori.